În Mangalia, doi tineri au murit pe loc după ce un grup de opt pietoni a fost pulberat de o mașină. Când și-a dat seama ce a făcut, șoferul autoturismului a fugit de la locul accidentului și a fost prins ulterior de polițiști. În timpul verificărilor, tânărul aflat la volanul mașinii a fost testat pozitiv pentru mai multe substanțe interzise. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Mai mulți tineri din Mangalia au devenit victimele unui șofer drogat. Pentru că nu există trotuar în acea zonă, cei opt pietoni se aflau pe partea carosabilă a drumului când o mașină i-a izbit în plin. Teribilul accident s-a produs în localitatea 2 mai, pe sensul spre Vama Veche. Impactul a fost fatal pentru doi dintre tineri, o fată și un băiat în vârstă de aproximativ 20 de ani. Cei doi au murit pe loc. Imediat după producerea accidentului, șoferul în vârstă de 19 ani a fugit de la locul tragediei. În momentul în care a fost prins de polițiști în apropierea stațiunii Vama Veche, tânărul nu realizase ce a făcut și se afla în continuare la volan. În urma verificărilor, făptașul a fost testat pozitiv la trei substanțe interzise. Mai multe echipaje de poliție și ambulanțe smurd au sosit de urgență la fața locului. Odată ajuns la locul accidentului, medicii de pe ambulanță au aplicat manevre de resuscitare ce celor doi tineri aflați în stare gravă, dar în zadar. Salvatorii au declarat decesul. În urma impactului violent, alte trei victime au fost rănite și duse la spital, în timp ce alți doi pietoni au fost răniți ușor.